Ecomonitor Natura te privește Natura te privește Opinii, sugestii, inițiative și rezultate doar în emisiunea Ecomonitor Acest material radio este realizat în cadrul proiectului Conservarea biodiversității în ecosistemul Prutul de Mijloc implementat de mișcare ecologistă din Moldova cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare prin intermediul programului de granturi mici GEF. Proiectul are drept obiectiv conservarea unei suprafețe umede de 326 hectare din bazinul de mijloc al râului Prut. Conținutul materialului reprezintă opinia mem și nu reprezintă punctul de vedere al donatorilor. Stimați radioascultători, bine ați venit la Ecomonitor. În cadrul emisiunii de astăzi vom discuta cu Lilia Curchi, redactor coordonator al revistei Natura, de unele proiecte pe care le implementează mișcarea ecologistă și, desigur, despre noutățile apărute în ultimul număr al Revistei Natura. Bine ați venit la Ecomonitor! Bine, v-am găsit. Pentru început vreau să vorbim despre acel proiect implementat de către Mișcarea Ecologistă. Este un proiect legat de zonele umede. Îmi pare un proiect foarte interesant. Deci, la ce stadiu sunteți și cu ce vă ocupați? Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a vorbi radioascultătorilor, de a le prezenta un, un proiect pe care îl desfășoară actualmente Mișcarea Ecologistă din Moldova, unul dintre proiecte, de fapt. În cadrul acestui proiect este un scop ambițios. Destul de inovativ este vorba de îmbunătățirea ecosistemului Prutul de Mijloc prin crearea de zone umede. Ideea este de a elabora un dosar al zonei umede, o zonă umedă care cuprinde o suprafață de 326 de hectare din valea Prutului de Mijloc. Această zonă este considerată de către experți un incubator natural al biodiversității, și prin acest proiect vrem să legiferăm acest teritoriu, această suprafață cu statut de zonă umedă. Este o muncă foarte uh, grea, putem spune, și un proces care nu a început astăzi, dar uh, de-a lungul multor ani, Mișcarea Ecologistă a promovat această idee, și iată acum, cu susținerea. Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În cadrul unui proiect dorim să tocmai să dăm curs acestei vechi idei dezvoltat de-a lungul mai multor ani de către mișcarea ecologistă din Moldova. Dincolo de faptul că ne dorim legiferarea zonei umede în Valea Prutului de Mijloc, dorim ca să creștem nivelul de înțelegere a populației a oamenilor care locuiesc în acel teritoriu, dar și a întregii uh, populații, uh, prin asupra faptului că aceste locuri, aceste zone naturale, zone umede, sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru mediu, dar și pentru modul de trai al oamenilor, al locuitorilor din, din acest perimetru. Dorim să creăm și o anumită infrastructură pentru turismul ecologic și pentru activitățile prietenoase mediului. E evident, demersuri și lobby pentru includerea zonei umede în legea protecției mediului se desfășoară și în cadrul acestui proiect și nu numai. Vreau să vă întreb ce înseamnă un incubator natural al biodiversității. Este o metaforă, putem spune așa. De ce? Pentru că această zonă pe care noi dorim să-i să dăm statut de zonă umedă, de acești 326 de kilometri, fac parte din cei 700 de kilometri cât îi traversează prutul pe teritoriul Republicii Moldova. Ce înseamnă acest uh, incubator natural, deci un loc în care se dezvoltă, se înmulțește biodiversitatea. Uh, ce avem uh, prin faptul că vom transforma, vom da statut acestor teritorii de zonă umedă? Faptul că aceste uh, teritorii vor fi reîntoarse în circuitul natural. Vom demonstra cum, pe viu, ca să zicem așa, cum o zonă poate reînvia. Dacă, evident, este susținerea, suportul populației în, în tot acest proces, cum aceste zone devin foarte eficiente, foarte rentabile în diminuarea unor, unor dezastre naturale, cum aceste zone pot preveni inundațiile, secetele. De ce? Pentru că avem, păstrând apa în aceste zone umede, practic avem acel depozit strategic de apă dulce care, din care se alimentează populația, deci apă pentru necesitățile populației, pentru rețeaua de râulețe, râuri din regiune. Ce se întâmplă în afară de faptul că avem acest laborator spațiu natural al biodiversității? prin protejarea unor zone, zone umede, noi avem și niște beneficii locale. De exemplu, apă, da? cum am menționat, pește pentru pescuit, vânat, da? pentru produse de vânat, lemn care crește repede lemn energetic. În general, zona aceasta este una deosebită. Promovarea, cum am menționat, are loc în cadrul uh, unui proiect Realizat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, un proiect care aș dori neapărat să-i să spun denumirea, pentru ca și radioscultătorii să-și să, să dea seama când o să mai avem asemenea, când o să audă, să știe despre ce e vorba, este conservarea biodiversității în arealul, în ecosistemul Prutul de Mijloc. Și acest proiect este desfășurat în cadrul unui program de granturi mici, GEF, implementat de către PNUD. Eu aș, poate că ar trebui să spunem radioascultătorilor ce este acea o zonă umedă, da, da. pentru că... Unii cunosc că ce -am mai avut e... emisiune, alții, poate cei care nu cunosc să le reamintim. Absolut. Putem să, să spunem în mod simplu că a zonele umede, să le definim într-un fel, sunt acele întinderi mari de ape, de mlaștini, de bălți, ape naturale sau, mă rog, pot, pot fi și ape artificiale, deci locuri create artificial pe, pe, cu apă, aceste care sunt umplute cu apă permanent sau temporar și aceste întinderi mari de apă care adună, adună și uh, flora și fauna reprezentativă e tocmai pentru a crea acel climat natural de dezvoltare a speciilor și de menținere a a apei. Și să menționăm faptul că anume în zonele umede este foarte abundent atât flora cât și fauna. Absolut. Flora și fauna este foarte abundentă. Iată, aș da exemplu de ce flora, fauna se află anume în perimetrul acestor 326 de hectare de suprafață pe care o dorim legiferată ca zonă umedă. Specialiștii spun că aici, cui poposesc, cui băresc, staționează a, a, sunt în trecere peste 100.000 de mii de păsări. În acest areal, în această zonă, sunt specii rare, incluse în Cartea roșii. și la fel specialiștii ne dau datele că aici întâlnim la Leaua Pestriță, ghiocelul alb, care, iată, acum primăvara este. Uh, din păcate, supus uh, colectării ne, nesancționate și agresive. Ghiocelul alb, uh, cum am mai menționat, vița de vie sălbatică, vioreaua uh, și multe alte specii rare sau pereclitate. Aș menționa și din faună, din animalele care le întâlnim acolo, de exemplu, jderul de pădure, vidra, uh, cerbul nobil, Uh, jderul de piatră, nevăstuica, dar și mai mult este cunoscută zona, chiar și de localnici, prin faptul că aici vețuiește Igreta, uh, nevăstuica, lebă, dalopătarul. Sunt, sunt uh, specii de uh, animale care se găsesc anume în zona aceasta. Este și o pădure de luncă în acest perimetru, și pădurea de luncă se află pe, pe râul Prut și între Prut și afluentul Camenca, sau, cum îi mai spun localnicii, Camca. Este chiar o zonă foarte pitorească care merită toată atenția noastră și merită a fi promovată ca atare, ca zonă umedă. Dar, ca destinație turistică, este deosebită și ca destinație turistică. Iată, să zicem, una dintre cele opt suprafețe de apă pe care noi le-am identificat cu potențial de zonă umedă, și voi spune una din aceste destinații, lacul La Fontal. Lacul La Fontal, care este un, lact, un lac relict. relict cu o biodiversitate impresionantă, specii de floră, faună, incluse în Cartea Roșie și nu numai. Și aș mai menționa un, o destinație din cele care noi, la fel cum am zis, vrem să le includem în zone umede, Țara Bătlanilor. Acest loc chiar este o deosebită, deosebită valoare chiar și turistică, turism ecologic, ca să ne dăm seama că aici este... Țara, a nu dar așa a fost numită, teritoriul pe care, în care cuibăresc bătlanii. Și este de un spectacol la naturii deosebit să vedem acest fenomen de sosirea bătlanilor, de faptul de cuibărire, de cum își scot puii. E chiar un domeniu aproape nevalorificat la noi. Acest ecosistem foarte bogat și care e, merită a deveni e, zonă umedă sunt, ca să ne imaginăm, cam 15-20 de mii de hectare. A, e un fel de insulă între Prut și râul Camca și această țară a bătlanilor care, de ce nu, ar putea deveni punctul, unul din punctele forte ale acestei, ca punct turistic ale acestei zone. Și mai sunt și altele la fel de atractive, e, ca să spunem radioascultătorilor că toate aceste areale se află în rezervația naturală pădurea domnească, doar că ele nu au statut de zonă umedă. Dar, prin conferirea acestui statut de zonă umedă, și protecția la nivel internațional, uh, și atenția care se acordă este mult mai mare. Ați vorbit despre lacul Afontal și țara Bătlanilor, despre care poate mai mulți dintre radioascultătorii noștri cunosc, căci s-a mai vorbit și în cadrul emisiunilor noastre, de asemenea mai apare în presa periodică câteodată, dar care sunt celelalte suprafețe? Mulțumesc foarte mult! E, e, trebuie neapărat, într-adevăr, să le menționăm cele 8 suprafețe de apă pe care noi le-am identificat și care se înscriu în cerințele Convenției Ramsar. Și acestea sunt în afară de suprafața lacului La Fontal și țara bătlanilor, sunt uh, starițe, uh, potcoava, au toate denumiri de atât de pitorești, uh, de exemplu potcoava, uh, acest braț uh, e o stariță, un braț mort al râului Prut. Uh, o altă denumire uh, la fel de pitorească, chilia iarăși, deja este un braț al râului Kamenka. Gârla Cărbunăria, aici este un ecosistem palustru. Kilometru 1005, este un, bra un braț al râului Prut, un braț mort al râului Prut. Prut. Balta Ursului, o stareță a râului Kamenka. Alt, altă suprafață, Țiganca, la fel o stareță a râului Kamenka. Aceste denumiri foarte pitorești, ele și numai prin denumirea lor dai seama că este ceva deosebit acolo, dar, precum am menționat, este braț mort, stariță. Deci, ele trebuie umplute cu apă. E, la procesele naturale firești, locurile se umplu cu apă, dar ele trebuie menținute. Vegetația, flora, fauna trebuie să fie cea naturală, cea caracteristică zonei, pentru că ele au statut, au... Cerințe, se încadrează în cerințele de zone umede. Trebuie doar să le, să le protejăm, să, să ne concentrăm atenția asupra lor prin conservare, gestionare corectă, eficientă. Și aici, nu în un zadar, am spus chiar de la început cât este de important cât este de important rolul populației. Pentru că atunci când uh, uh, oamenii locului și ei își vor dori cu adevărat, ei. La sigur că își doresc acest lucru, pentru că beneficiile sunt enorme. Dar când uh, această dorință a populației uh, va fi, uh, se, își va găsi reflectare și în cadrul legislativ, lucrurile vor merge altfel. Uh, în cadrul proiectului avem o cooperare foarte uh, bună cu autoritatea publică locală. De la glodeni, la fel cu rezervația prutul de jos. Cu toții, împreună cu mișcarea ecologistă, am creat acest, tan acest tandem, acest grup care vrem să, să dăm statut, să protejăm zona aceasta a, din cadrul din permetul prut, prutului de mijloc. Beneficiile iarăși deja am menționat, dar aș vrea să, să le mai extind pentru că. A, da, pentru natură este evident că această zonă va fi de conservare, de menținere a biodiversității. Dar va fi și un model pentru alte, alte zone, de, de, un model de, de a faptului cum putem diminua din inundații și, foarte important, din secete. Pentru că, prim și, și iarăși, un beneficiu pentru natură care imediat va fi observat este. Cum vor veni păsările migratoare? În, în aceste zone, primăvara, toamna, loc, ca, ca loc de odihnă pentru păsările migratoare. Vara, aceste zone umede sunt locul ideal pentru reproducerea păsărilor de apă, pentru specii de pești specifice locului, specifice zonilor umede. Nu mai zic de faptul că dacă reușim și noi ne vom depune tot efortul ca să, să reușim acest lucru, să, să protejăm împreună cu populația această zonă, în 3-5 ani aici vom avea chiar un laborator viu al naturii, acolo unde echilibrul ecologic este firesc. Ne mai mai vorbim de faptul că o zonă umedă este un filtru, un filtru natural pentru poluanți. Un rezervor enorm de apă, de apă dulce. Iarăși, în condițiile de secită, cu toții îl vom răvni spre acest rezervor de apă și ne vom da seama cât este de, de important. Care este scopul lucrului? Conștientizării, mai bine zis, a populației? Este vorba de protecție sau este vorba de cum mai bine să exploateze această zonă, știu eu, neinfluențând asupra mediului pentru a obține și un beneficiu? Absolut. Dincolo de faptul că ei toți, noi toți trebuie să înțelegem cât este de important să, protezem, să protejăm astfel de zone, vom lucra cu populația și cu elevii și cu maturii pentru a, a ne implica direct. De exemplu, vom avea acțiuni de plantare. În cadrul proiectului sunt prevăzute acțiuni de plantare pe aceste gârle. În cadrul celor 8 suprafețe pe care noi deja le-am menționat. La fel, în vară vom, expedea, vom desfășura o expediție în care vom încadra, la fel, populația și tinerii dornici de a vedea pe viu ce înseamnă o zonă umedă și a identifica care sunt și a găsi care sunt acele specii rare de faună, de floră, de faună, de a observa viața în, în acest perimetru de zonă, de zonă naturală. Pentru că numai atunci când și oamenii locului vor fi implicați, lucrurile se vor schimba. Și așa este în oricare activitate. Nu este suficient numai să ne dorim în cadrul unui unor foi scrise, da, dar este important ca și cei de pe loc să conștientizeze cât, cât sunt de, de esențiale asemenea procese. Sigur că, dincolo de lucru cu populația și cu autoritățile și toți actorii interesați, am menționat inițial că ne dorim ca. Să facem demersuri pentru ca a crea un parc natural transfrontalier. Pentru că și de partea cealaltă a, cealaltă a prutului este la fel o zonă importantă. Prutul este la fel de pitoresc și bogat în, în, în specii de floră, de faună și așa mai departe, ce ar putea lua ca componentă, am putea dezvolta un parc natural transfrontalier. Și această idee este foarte veche, și iată în cadrul acestui proiect noi ne propunem să facem demersuri și lobby către guvernele Republicii Moldova și României de a crea acest parc natural transfrontalier. Să vedem uh, cât de deschiși vom găsi acești actori, dar uh, evident că în, în tot ce facem, urmărim ca bazinul, prutului, prutului, prutul de mijloc să fie dezvoltat durabil, să avem aici și, și protecția mediului și dezvoltarea unui turism ecologic și o un, o zonă deosebită, atractivă la nivel național, internațional, o îmbunătățire a situației ecologice, economice, sociale. Veți uh, lucra și cu administrația publică locală? Evident, cu, cu administrația publică locală este din start prevăzută colaborarea. Fă, fără ei nu putem uh, să, să reușim. De aceea vom, vom colabora intens cu, cu administrația publică locală cu cei din raionul Glodenii și cu rezervația Pădurea Domnească, cu care deja avem acorduri de colaborare în cadrul acestui proiect. Evident, în cadrul proiectului vom avea și avem deja o colaborare strânsă cu Ministerul Mediului și pentru pregătirea documentelor necesare pentru a, a legifera zona umedă, a da statut de, de zonă umedă națională și să presupunem că deja ați obținut acest lucru, este zona umedă națională, un scop atins, ce va urma mai departe? Ce va urma? Va urma faptul că acest teritoriu va fi va aduce beneficii, efectul imediat al beneficiilor și efecte pe termen lung. Cum am menționat, ne așteptăm ca, odată protejată, această zonă să devină un habitat natural, un loc în care se dezvoltă flora și fauna, pești, reptile și așa mai departe, adică acel laborator viu al naturii. Acel echilibru natur ecologic stabilit pe un areal foarte mare, 326 de hectare, este un, un spațiu foarte mare. Și, și un exemplu, un model pentru alte zone de a deveni la fel incubatoare naturale a biodiversității, cum am menționat, cu beneficii enorme pentru populație și pentru natură. Prieteni, vă reamintesc că am discutat cu Lilia Curchi, redactor coordonator al revistei Natura. Am discutat despre un proiect pe care Mișcarea Ecologistă din Moldova îl implementează. Este un proiect foarte îndrăznesc, Vă dorim succes, Lilia, dar văd că ați venit cu ultimul număr al revistei Natura și vă rog să ne spuneți care sunt principalele repere din acest număr. Mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a expune uh, și ce prezintă în luna februarie revista Natura. Uh, este la fel un număr interesant ca și toate celelalte. Îmi permite să, să ne lăudăm. În uh, debut, cu prima pag în prima pagină, avem editorialul domnului Alecureniță, tăcerea cetățenilor naște monștri uh, și. Dacă răsfoim în continuare, găsim traseele spirituale prin nordul Moldovei, la descoperă Moldova, găsim multe lucruri interesante în rubrica Satul. De exemplu, vom descoperi un sat al oamenilor liberi, Slobozia Mare de la Cahul, acolo unde oameni care au norocul de a vedea pelicanii, zborul liber al cormoranilor și o să, cei care o să citească revista Natura în pagina 6 vor descoperi și oameni deosebiți care sunt la Slobozia Mare, de exemplu un tânăr care confecționează naie și cântă la nai. Este deosebit ceea ce scrie colegul nostru din Rusu. La fel, în, în, în paginile revistei, el, în cadrul rubricii Invitatul de onoare, îl avem pe uh, profesorul Aurelian Silvestru într-un interviu de uh, Gheorghe Budeanu despre Grigore Vieru, ne vorbește Vlad Pohilă, cu prezentarea, uh, iar ca ilustrare, cititorii vor găsi niște fotografii de arhivă realizate la revista Natura. Sunt multe lucruri interesante și la medicina naturistă, la paginile de frumusețe și familie, iar colegul nostru din România, Mihai Grinj, ne propune o excursie prin Palatul Culturii din Iași. Acest impunător monument arhitectural care în fața căruia găsim statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare un material deosebit la fel, cei care încă nu au observat și nu au văzut cum arată cetatea Sorocii în varianta restaurată, îi le propunem să privească cu atenție o deosebită imagine din pagina 16, realizată de Vadim Șterbate de la Soroca și să citească un material dedicat cetății Soroca. Dar nu voi încheia prezentarea revistei Natura numărul februarie 2015 fără a menționa despre problemele sesizate în cadrul paginii 3 la rubrica GONG și aici este vorba de o scrisoare deschisă adresată domnului deputat Veceslav Untilă, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică, o scrisoare în care ale Cureniță se adresează uh, pentru ca domnul deputat să intervină cât mai urgent în... Uh, curmarea cu proceselor evidente de corupție, de măsluire, de instanțe în cazul distrugerii stâncelor milenare de pe malul râului Ciuhur și este vorba de monumentul natural situat în amonte de satul Horodiște, raionul Rășcani. Acest monument care riscă acum să fie distrus și despre care în cadrul revistei Natura pe tot parcursul anului 2014 ne-a vorbit scriitorul Vlad Zbârcioc. O alt material care este publicat în, la rubrica Gong vizează Nistrul. Nistrul care este scos la licitație și este o continuare de fapt a problemei abordate în luna ianuarie. Veți găsi care este opinia autorităților asupra faptului că se arendează, se dă în arendă Nistru prin permisele de pescuit care sunt scoase la licitație. O altă problemă foarte importantă pe care o abordează revista Natura în pagina 3 ține de extragerile de țiței uh, prin sondele care sunt pe lacul Beleu, poluarea care are loc și veți cititorii vor găsi un nou, un proaspăt punct de vedere asupra a cei ce se întâmplă în rezervația Prutul de Jos. Sperăm foarte mult că numărul revistei Natura luna februarie își va găsi cititorii dornici de a, de a fi atenți la cele scrise, dar și de a participa la concursurile lansate de revistă. Să sperăm Lilia Curchi, redactor coordonator al revistei Natura. Oaspetele de astăzi al emisiunii Ecomonitor După generic revenim cu cea de-a doua parte a emisiunii Unde vom discuta o altă temă Ecomonitor Natura te privește Natura te privește Opinii, sugestii, inițiative și rezultate Doar în emisiunea Ecomonitor